Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Flipgrid. Flipgrid face acum parte din suita Microsoft Office 365 pentru educație. Mergem în magazin Play și căutăm Flipgrid. Deschidem și vedem aici grupurile din care facem parte. Apăsăm pe un grup și vedem aici că putem adăuga mai multe topice. Apăsăm pe topic și scriem experts red în proiectul Cred. Și apăsăm Post Topic. Vedem că topicul nostru a fost adăugat. Apoi putem să invităm membrii printr-un link sau trimițând un e-mail. Piat link-ul și putem să-l trimitem pe WhatsApp, pe Messenger, pe Gmail și așa mai departe. Sau să copiem link-ul. Apoi putem noi să adăugăm în acest, dăm grupul, deschidem și adăugăm un răspuns. Am deschis Add a Response. După cum putem vedea, putem să adăugăm un răspuns de maxim un minut. Apăsăm pe efecte, putem să punem efecte de text, putem să adăugăm o fotografie, putem să punem GIF-uri, putem un frame, putem să punem un backdrop. Și acum eu o să pun un backdrop care ne place. De exemplu acesta. Dăm next. Și apoi ținem apăsat pe cercul din mijloc și începem să înregistrăm. Stimați colegi, vă invit să avem o colaborare fructuoasă ca experți RED în proiectul CRED. Dăm next și începem să înregistrăm. Stimați colegi, vă invit să avem o colaborare fructuoasă ca experți RED în proiectul CRED. Și începem să... Și... Îl vom nota, îi vom da un titlu videoclipul nostru. Bine ați venit! Și apăsăm Post Topic. Și vedem că videoclipul nostru acum se încarcă. Putem să dăm Share Video sau să ne întoarcem la Topic. După cum putem vedea, în acest topic avem un răspuns. Putem să adăugăm noi un alt răspuns sau putem invita alți profesori ca să adauge răspunsuri la topicul nostru. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.